Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Ministry of Foreign Affairs and European Integration. Astăzi găzduim un eveniment de presă cu participarea șefului diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, și doamnele ministre și secretare de stat responsabile de afaceri europene din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Liechtenstein, Lituania, România și Suedia. When I was speaking president with the participation of the head of Moldovan diplomacy, Nicu Popescu, as well as ministers and state secretaries responsible for European affairs from Austria, Bulgaria, France, Liechtenstein, Lithuania, Romania and Sweden. Astăzi vicepremierul Nicu Popescu și domnele ministre vor face declarații de presă. Stimate domnule ministru, aveți cuvânt. The Deputy Prime Minister and Madam Ministers are going to make press statements today. Mr. Minister, you have the floor. Vă mulțumesc, este o deosebită plăcere și vă mulțumesc că ați dat curs invitației de astăzi. Ne bucurăm nespus să avem astăzi alături de noi acest grup de oficiali, de doamne oficiali din statele membre ai Uniunii Europene și din Liechtenstein, care au venit în Republica Moldova în ziua de 8 martie să celebrăm atât apartenența țării noastre la familia europeană, dar și această zi importantă pentru întreaga omenire în care sărbătorim rolul femeilor în societate. Thank you. It is a pleasure to be here and thank you for having accepted the invitation to come to this event. We're happy to have here today representatives of EU countries as well as Liechtenstein who have accepted to be here on the 8th of March to celebrate both the fact that we are part of the EU family, we are related to the EU as well as this day when we celebrate the role of women in the whole world. Și îmi face o deosebită plăcere să vă salut, stimate colege, dragă Caroline, dragă Velislava, dragă Laurence, Ann, Dominic, Jovita, Daniela, Jessica. Bine ați venit în Republica Moldova și bine ați revenit în Republica Moldova pentru multe dintre dumneavoastră. Welcome, dear colleagues. Welcome, dear Caroline, dear Velislava, dear Laurence, dear Anna, dear Dominique, dear Jovita, dear Daniela, dear Jessica. Welcome to Moldova and welcome back to Moldova for some of you. Această vizită a reprezentanților a 8 state partenere ai Republicii Moldova, partenere în procesul nostru de integrare europeană, este denotă un mesaj puternic de susținere pentru țara noastră, pentru societatea noastră în parcursul nostru european. The visit of the representatives of 8 partner states, partners in our EU integration path, denotes a strong support to the country and to the society on our path towards European integration. Și prin această vizită simbolică, atât pentru aspirațiile noastre europene, cât și în această zi simbolică de 8 martie, doamnele ministre, împreună cu, evident, noi în Republica Moldova, subliniem împreună și importanța egalității de gen în dezvoltarea unei societăți mai juste și echitabile spre care tindem și spre care lucrăm împreună. And this is a symbolic visit, both in the context of our EU aspirations, as well as in the context of the day of the 8th of March. And we, together with the ministers, are now underscoring the importance of gender equality, which is important for building a fair and just society to which we tend and for which we work together. Egalitatea de gen este o valoare fundamentală a noastră tuturor și țările europene, inclusiv țara noastră, au demonstrat că progresul către egalitatea de gen este posibil și că acest progres necesită efortul nostru al tuturor comun. Gender equality is a fundamental value for our societies, both for the EU for the European countries and for us. And we have proven that the progress is possible in this sense, and this is due to our joint efforts. Această vizită, evident, vine și în contextul situației foarte dificile în care se află regiunea noastră, ca urmare a agresiunii brutale a Federației Ruse contra Ucrainei. This visit also comes into a very difficult context for our region following the brutal aggression of Russian Federation against Ukraine. Această agresiune care a avut un impact negativ enorm asupra țării noastre, asupra societății noastre, asupra economiei noastre, sistemului politic, situației umanitare din țara noastră.
This aggression had had an enormous impact on our country, on our society, on our economy, on our political situation, on everything. Și acest război și efectele negative acestui război, care ne conving și ne-au convins mai mult ca niciodată de atașamentul nostru ferm și dorința noastră fermă de a aduce Republica Moldova și a consolida rolul Republicii Moldova în lumea liberă. And this war and its negative impact have convinced us and are still convincing us even more with regard to our firm commitment and our firm wish to bring the Republic of Moldova closer to the free world. Și cea mai bună și cea mai sigură modalitate de a asigura pacea, securitatea, democrația și libertatea țării noastre este prin integrarea continuă și fermă în spațiul european. Și în acest proces o demonstrează și vizita de astăzi. Nu suntem singuri, mizem și beneficiem constant de sprijinul partenerilor noștri. And the best and safest way to achieve peace, security, democracy and freedom is the path of European integration. And today's visit proves that we are not alone in this sense. We enjoy the support of our partners and we count on that further on. Împreună, în ultimul an, am reușit să facem mai mulți pași fermi în direcția ancorării țării noastre în spațiul european. Am devenit stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Implementăm, inclusiv cu ajutorul partenerilor noștri, recomandările Comisiei Europene, transpunem acquis-ul european. Avem mai multe acțiuni deja pe implementarea reformelor necesare în cele toate 33 de domenii și capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană și finalizăm împreună cu statele care nu fac parte din Uniunea Europeană, din comunitatea EFTA, inclusiv Liechtensteinul, care deține președinția acestei organizații, finalizăm și o zonă de liber schimb cu EFTA. Last year we managed to take firm steps in this sense. We have become a candidate country for the EU. We are working on implementation of the recommendations of the EU Commission together or the European Commission together with our partners. We are also working on the 30 on all areas related to the 33 chapters related to negotiations for joining the EU, and but also taking efforts beyond the EU, specifically with the EFTA countries, including Liechtenstein. We are now finalizing the free trade agreement with them. Datorită sprijinului partenerilor noștri, inclusiv prin intermediul platformei de sprijin pentru Republica Moldova, inițiată de Franța, Germania și România, dar cu participare din partea peste 40 de state și organizații internaționale, în ultimul an am reușit să asigurăm pacea, stabilitatea, calmul pe teritoriul nostru. And with the support of our partners, specifically through the platform to support the Republic of Moldova, which was initiated by France, Germany and Romania, where more than 40 states and international organizations participate, we managed to preserve in our territory peace, stability and calm. Am gestionat împreună și ne reușit să gestionăm cu demnitate atât criza refugiaților, atacurile hibride care continuă să aibă loc asupra țării noastre, am reușit să gestionăm și situația energetică pe parcursul acestei ierni, asigurând atât luminile cât și căldura în casele noastre. Și acest lucru ne-a permis să avem capacitatea administrativă, politică necesară să continuăm parcursul nostru de reformare a societății noastre, lupta cu corupția, deschiderea unor noi piețe de desfacere, lucru continuu pentru a asigura bunăstarea cetățenilor, locurile de muncă, salariile, capacitatea noastră de a exporta produse, astfel încât țara noastră să se conformeze și să se alinieze în continuare standardelor europene. And we managed and are still managing the challenges that we are facing with dignity. We managed to go beyond the refugee crisis.
We managed to the refugee crisis, the hybrid attacks that we have been subjected to. We've also managed the situation with the energy, and we ensured that there is light and warmth in our houses. And all that has allowed us to get the administrative and political capacity that enables to continue reforms, the fight against corruption, expansion into new markets, provision of jobs, salaries, export capacities, as well as alignment to the EU standards in general. Obiectivele noastre pentru restul anului sunt clare: pregătirea Republicii Moldova pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană, dar și lansarea unor noi măsuri, inițiative și acțiuni care ancorează mai ferm ca niciodată țara noastră în spațiul european. Știți și am mai menționat faptul că pregătim împreună cu Uniunea Europeană desfășurarea unei misiuni civile de consiliere sub egida politicii externe și de securitate comună. Continuăm lucrul nostru cu partenerii europeni în interacțiunea noastră pe linia facilității europene pentru pace. Continuăm cooperarea noastră cu partenerii noștri europeni pe fortificarea hub-ului comun european pentru gestionarea riscurilor de securitate internă. Cooperarea noastră cu Frontex. And our objectives for the forthcoming year are quite clear. We intend to work to start the negotiations related to joining the EU and also implement various new measures that would anchor us in the European space even more. You know that we intend to initiate a civilian mission under the Common Foreign and Security Policy. There are also activities under the European Union for Peace sector. There is also the European Hub for Internal Security Risk Management. We also cooperate with Frontex. Evident, pregătim și am discutat astăzi și organizarea summitului Comunității Politice Europene, care mai mult ca niciodată va semnala solidaritatea statelor europene cu Republica Moldova, sprijinul pentru aspirațiile noastre europene, dar și sprijinul pentru eforturile noastre comune de a asigura în continuare pacea și securitatea pentru cetățenii noștri. And we're also working on preparation of the summit of the European Political Community. We have discussed that today as well. And this summit will become a sign of solidarity with the Republic of Moldova, a sign of support for our European aspirations and for our effort to ensure peace and security for our citizens. Acestea fiind spuse, vă mai mulțumesc o dată pentru tot lucrul pe care le-ați făcut pentru a ne ajuta să gestionăm împreună acest ultim an extrem de dificil pentru noi toți. Vă mulțumesc în continuare și pentru asigurările de sprijin în următorii ani, care sunt sigur vor aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană, datorită evident atașamentului nostru ferm pentru valorile libertății și europenității, dar și a faptului că în acest proces suntem împreună și beneficiem de sprijinul dumneavoastră. And all this being said, I would like to thank you for all you did to help us on this path, our path that was needed to survive this extremely difficult year, which was difficult for us all. And also thank you for the reassurance of continuous support on our path. This path will certainly bring us to the EU due to our firm commitment to freedom, to the European values. Together with this will be achieved. Vă mulțumesc mult, domnule vicepremier, și acum îi ofer cuvântul doamnei Jessica Roswell, ministru pentru afaceri europene în legătură cu Suediei. Madam Minister, the floor is yours. Thank you. Sorry. Thank you very much, and thank you, Deputy Prime Minister. On behalf of the whole of the delegation, I would like to thank you for hosting us here in Chisinau today on the International Women's Day. And the fruitful discussions that we just had and had all during all of the morning. Us being here is a clear signal to you that EU is standing with Moldova. Moldova is a part of the European family, and we strongly appreciate our close, continuous, deepening ties.
We remain committed to further enhancing our cooperation and dialogue with the Moldovan government. Vă mulțumesc, mulțumesc domnule viceprim-ministru, mulțumesc pentru că ne-ați găzduit pe toate aici, de Ziua Internațională a Femeilor. Am avut parte de discuții fructuoase astăzi și faptul că ne-am aflat astăzi aici, înseamnă că reflect că Uniunea Europeană este cu Republica Moldova. Noi ne bucurăm de legături profunde și să rămânem angajați pentru extinderea în continuare a cooperării. Russia's aggression against Ukraine has had far-reaching consequences for Moldova's security, economy, and the quality of life of its citizens. My colleagues and I are deeply impressed by the Moldovan people who, in these challenging times, have reacted with incredible generosity and solidarity with their neighbors and welcomed large numbers of refugees from Ukraine. You have truly shown that Moldova is a small country with a big heart and a capacity to take great responsibility. Agresiunea Federației Rusiei împotriva Ucrainei a avut consecințe profunde pentru securitatea, economia Republicii Moldova, pentru calitatea vieții a cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu colegele suntem profund impresionate de incredibila generozitate și solidaritate de care au dat dovadă moldovenii atunci când au primit numeroși refugiați ucraineni în casele lor. Într-adevăr, ați dat dovadă că sunteți o țară mică cu inimă mare capabilă să-și asume responsabilitate mare. The EU has responded by providing comprehensive support to Moldova to help address the immediate challenges, and we have stepped up our support on strengthening Moldova's overall resilience in several key areas. Assisting in managing refugee flows through humanitarian aid, support to border management, and efforts to strengthen energy security and resilience. A substantial macro-financial assistance will also contribute to your efforts to cope with the repercussion of the invasion. As Minister of the Presidency of the Council of the EU, I can assure you that EU stands united in our support to Moldova. Uniunea Europeană de asemenea a răspuns prin oferirea unui suport complex pentru a ajuta țara să facă față provocărilor de nivel imediat. A fost acordat sprijin și a fost extins sprijinul pentru a extinde capacitățile de rezistență ale țării. În special în ceea ce privește asistența pentru gestionarea fluxului de refugiați, a fost acordat asistență umanitară în acest sens. S-a lucrat de asemenea în domeniul gestionării frontierelor și se va acorda suport financiar pentru a gestiona repercusiunile invaziei rusești în Ucraina. Din partea Uniunii Europene vreau să vă asigur că Uniunea Europeană rămâne unită pentru a sprijini Republica Moldova în situația dată. Moldova has shown strong resilience against Russian attempts to destabilize your country in various ways, by spreading disinformation and threatening your energy security. Our support for the sovereignty and territorial integration of the Republic of Moldova remains unwavering. We fully recognize the serious security situation you are facing. Strengthening Moldova's stability, security and resilience will remain high on the EU agenda. Our common efforts to strengthen security in Moldova and the region are crucial for the Moldovan people, but also for all of Europe. De asemenea, Republica Moldova a dat dovadă de reziliență la capitolul opunere încercărilor Federației de a destabiliza țara noastră, prin încercări de a răspândi dezinformare și prin încercări de a pune în dificultate securitatea energetică a țării. Suportul Uniunii Europene pentru suveranitate și integritate teritorială a Republicii Moldova rămâne neschimbat. Noi ne dăm foarte bine seama de dificultățile cu care vă confruntați și vă asigur că subiectele respective care țin de sprijinul Republicii Moldova la capitolul asigurarea securității și stabilității în regiune vor rămâne în
vor rămâne sus pe agenda Uniunii Europene. Siguranța în regiunea respectivă și în Republica Moldova este importantă atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Europa în general. So, I'm pleased that the EU has deepened its cooperation with Moldova in the areas of security and defense. The EU assists Moldova armed force through the European Peace Facility. Together with Moldovan authorities, the EU has established an EU security hub in Chișinău to coordinate support for international security, borders and management. But we have also during the day discussed the economical resilience. And the Presidency and the Council are fully committed to support and boost Moldova's economic growth. In that regard, I just would like to highlight the EU trade liberalization measures and their positive effects, not at least in the current geopolitical context. De asemenea, vreau să zic că sunt mulțumită de aceea că Uniunea Europeană a reușit să aprofundeze cooperarea cu Republica Moldova în domeniul securității și apărării. Se face acest lucru prin intermediul Facilității Europene pentru Pace. De asemenea, a fost creat un hub de securitate al Uniunii Europene în Chișinău pentru coordonarea eforturilor în acest sens. Dar astăzi am discutat și subiectele care țin de reziliența economică, în special cei ce urmează să fie făcut pentru a impulsiona creșterea economică. În acest sens, remarcă măsurile de liberalizare, care au fost deja aplicate, care își vor da efectul, mai ales în situația geopolitică actuală. One year ago, Moldova took the historical decision to apply for EU membership. The enlargement process is key for achieving democracy, prosperity and stability in Europe, and we all ministers here today welcome your party to the EU and you belong to EU. I would like to acknowledge the considerable efforts that Moldova is pursuing in its objectives underpinning its candidate status. Moldova is continuing to show high reform ambitions and it is clear that the government is devoted to implement the 9 criteria specified in the Commission's opinion. As Presidency, we will strive to advance and support Moldova's EU accession process as much as possible. The EU will give feedback later in the spring on Moldova's reforms efforts in order to guide the process. We know that the road towards the full EU membership is long and will require hard work and dedication, and we have seen that today. The process remains merit-based, and to secure solid and irreversible achievements is in the area of rule of law and democratic institutions is decisive for meeting the requirements of the EU membership. The fight against corruption and organized crimes is also key. And despite all challenges, Moldova has risen to the occasion time and time again, recognizing that it's a process well worth going through. I can assure you that EU will continue to stand by you side by side in your path toward EU membership. So thank you and thank you for the invitation to come back. Un an în urmă, Republica Moldova a luat decizia istorică pentru a deveni cererea de aderare la Uniunea Europeană. Aceasta este foarte important atunci când vine vorba de asigurarea democrației, stabilității, prosperității a țării și a regiunii. Și vreau să zic că noi salutăm aspirațiile dumneavoastră în acest sens. Aici aș dori să recunosc de asemenea și progresele realizate în direcția respectivă cu referire la angajamentele asumate în contextul pasului efectuat. Vedem că Republica Moldova rămâne angajată pentru a îndeplini cele 9 criterii care au fost menționate în opinia Comisiei Europene cu referire la cererea de aderare. Deci noi, în calitate de președința Uniunii Europene la etapa dată, vom sprijini aspirația dumneavoastră și vom asigura ghidarea procesului în acest sens. Ne dăm seama că calea de aderare la Uniunea Europeană este una care nu se parcurge rapid, necesită multe lucruri și multă dedicație și noi am văzut acest lucru astăzi. Procesul iarăși rămâne bazat pe numite
În acest sens, deciziile vor fi realizate de la capitolul supremației legii și democratizarea instituțiilor. La fel va fi importantă și lupta cu corupția. În toate aspectele care țin de reforme, Republica Moldova de mai multe ori s-a ridicat la nivelul celor de ocazie și a dat dovadă că este angajată să rămână pe calea aderării la Uniunea Europeană. Vreau să vă asigur că Uniunea Europeană va rămâne alături de dumneavoastră în acest rapor. O să vă mulțumesc și mulțumesc pentru invitația de a fi aici. Dear Minister, dear colleagues, dear Councillor, feel your way of hearing things. Put it on the microphone. Okay, again. Dear Minister, thank you for the warm welcome. Dear colleagues, thank you so much, dear Jessica. Here comes a very female way of doing things. It has been planned originally that all of us are taking the floor, but we decided in a silent procedure, only with looking in our eyes, that everything has already been said by our President of the Council of the European Union. So we fully second what Jessica said, and we are really happy that we are here, and we wish you all the best. And one more message. We will share all these messages which we got today with our male colleagues, even if it's a Women's Day. Primire călduroase. Mulțumesc, Jessica, pentru ceea ce ați spus. Noi, inițial, vroiam toate să luăm cuvânt, însă după ce am ascultat ceea ce s-a spus, ne-am uitat așa una la alta și ne-am dat seama că, de fapt, ceea ce am dorit să spunem deja a fost spus de estimata doamnă președinte a Consiliului Uniunii Europene. Nu, dar ne rămâne să spunem că noi sprijinim întru totul cele spuse de doamna președinte și vă rog să luați în serios cele spuse. Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepremier, pentru arhivă. Mulțumesc și doamna Caroline Stadler, ministru federal pentru Iași și Constituția Republicii Austria. Vă mulțumesc mult tuturor și aici evenimentul nostru de presă i-a sfârșit. Thank you very much, and thank you very much as well for the for Madam Caroline Stadler, the federal minister, for the UN Constitution of Austria. And this is the end of our event. Thank you.